După trei eșecuri consecutive, dintre care două înregistrate pe teren propriu la Vâlcea, HCM la Bifaci și pe cel de-al patrulea, gruparea municipală a pierdut fără drept de apel în deplasarea de la Roman. A făcut o primă repriză extrem de slabă, în care nu a reușit să înscrie decât 6 goluri, iar apoi a fost greu să mai revină în joc. Gruparea nemțeană a profitat de slăbiciunile vâlcencelor și după primul sfert de oră avea un avans de 5 goluri, 8-3. Până la finalul primului mitan, elevele Mariei Duca au mai înscris tot de 3 ori, iar gazdele de 9 ori. Repriza s-a încheiat la scorul de 17-6 pentru HCM Roman. În partea secundă, Chierăscu și colegele sale au avut o medie de 1 gol la 2 minute. Au mai marcat de 15 ori în ultimele 30 de minute, însă nici formația pregătită de Florentin Pera nu s-a lăsat mai prejos. HCM Roman a câștigat clar partida cu HCM Râmnicu Vâlcea la o diferență de 11 goluri cu scorul de 32-21. Formația nemțeană a ajuns astfel la cea de-a 4-a victorie din noul sezon. Fără niciun punct, HCM Râmnicu Vâlcea rămâne în subsolul clasamentului, la fel ca și Neptun Constanța sau SCM Craiova. În următoarea rundă, care va avea loc sâmbătă 5 octombrie de la ora 11, formația vâlceană va întâlni pe teren propriu gruparea pregătită de Gheorghe Tadici, HC Zalău.